Ceea ce primuite, de ce este primuite aia, Doamne, proști, și-a dat tot cu poate. Că toată care cea cu poate și toată roade se pășine. Iisus. Amen.
lui Iacob și dă-l mâna de tăți tare, pentru ce partea celor mântuiți în mărirea rușilor tăi, ca să ia multă pată în locașul de Sfinților de pentru cele ce s-au sfinit în lumea aceasta pentru numele Tău ce Sfânt. Cu Catedrala pe care ai zis,
Este rogul lui mentale pentru casa lui Dumnezeu, Domnul începând cuvintele acelui psalmist, îmi râd la casei tale, Hristie, dar tu, dragul meu și dragul nostru, ai venit ca de drag, cu rabdă în sufletele oamenilor și continui să slujești în ele pe pământ și cu multe rânduri. Care le-a căutat neobosit
toată viața din această lume să-L găsească, să-L simtă, să-L facă în mare. La cei 72 de ani, putem să spunem că marea serare pentru Sfinția sa a venit mai repede. Deși s-a stins, deși n-a atins, deși El a atins vârsta selecuții prescrise de psalmist, un preot de tare a lui, iubit și prețuit pentru calitățile sale excepționale, ne silește să facem și noi eroarea, spunând că Dumnezeu l-a luat înainte de vreme, ca Domnul prieten și ca Domnul vreau să fie. Părinții trupești, totuși, o știm aceasta, precum și cei sufletești, nu mor niciodată. Nici Părintele Constantin, Iscusitul Duhovnic și cel care a auzit atâtea și atâtea fără de legi, pe care le-a luat pasul de pitrahimul său, din arealul acesta al oituzului și trotușului interior, Părintele s-a dus pentru faptul că așa a fost însemnit. Nu ne vom mai întâlni niciodată cu El în starea Lui de soare. Pentru că El nu mai are nimic cu această lume. S-a retras singur pentru că s-a închis ușa după dânsul pentru a se odihni în voia.